Care pentru mine sunt o mândrie, sunt o mare binecuvântare și mă bucur că cinstiți și aveți un respect deosebit față de slujitorii Sfântului Altar și de solul lui Dumnezeu. Și în primul rând, țin să mulțumesc, ca să nu vă țin de vorbă, țin să mulțumesc Bunului Dumnezeu, milostivului Dumnezeu pentru cei 55 de ani de viață care am împlinit de mila lui Dumnezeu, îi împlinesc astăzi.
Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că tot darul și mila bogată care a revărsat-o în viața mea în cei 55 de ani de viață, îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru anii de slujire, pentru că m-a chemat în această treapă a hierotonia preoții, dar, în ultimul rând, a fi monah în mănăstire. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru toate realizările în cei 29 de ani care m-a blagoslovit și mi-a blagoslovit pașii spre acest loc care altădată arăta așa cum arăta, un loc pustiu. Și iată astăzi, de mila lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu și, în ultimul rând, a frăților voastre care sunteți podoaba bisericii, care mi-ați fost mereu alături și, în ultimul rând, repet, și a fiilor mei duhovnicești care îmi sunt o a doua obște, care și la bucuriile Sfintei noastre mănăstiri și la încercările, să spun așa, care le-am avut timp de 29 de ani, mi-au fost alături, aproape, și să spun că mi-a luat din cruce mai tot timpul. Și vă mulțumesc și dumneavoastră că cea mai mare bucurie din sufletul meu de slujitor este când vă văd că sunteți prezenți la cină, la Sfânta Dumnezească Liturghie și înfrumusețați, nu numai cu prezența, se vede lucru, cu credința, cu evlavia și cu trăirea dumneavoastră. De aceea vă numesc de fiecare dată, dumneavoastră sunteți podoba bisericii. Hristos Dumnezeu să vă primească rugăciunea, bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Vă doresc din inima mea și din sufletul meu sărbători în continuare liniștite, binecuvântate și bucuria învierii lui Hristos să vă aducă multă binecuvântare.